Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Scaunul Fierbinte aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi îl avem ca invitat pe Scaunul Fierbinte pe domnul director Eugen Pop de la sucursala Sălaj la Companie de Apă Someș. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sunt convins că sunteți în fiecare zi pe un scaun fierbinte, aveți numeroase probleme, de la citirea contoarelor, de la furnizarea de apă, despre apa de calitate sau nu a Zalăului și așa mai departe. Haideți să le luăm pe rând, să începem de undeva. Sigur, problemele cu apa potabilă în Zalău vin din istorie, ca să spunem așa. Și de-a lungul celor 20 de ani, cel puțin de când lucrez eu în compania de apă, la început Publiservul și după aceea compania de apă, drumul investițiilor a fost foarte bun. De la anii 92-93, când în Zalău se furniza apă la program 2 ore dimineața, 2 ore seara, și cu o calitate pe care o știm de la vremea respectivă, am ajuns astăzi ca în toate cartierele și în toate orașele județului Sălaj, pentru că suntem un operator la nivel regional, să furnizăm apă 24/24, iar calitatea o putem constata că bem apă de la robinet astăzi. Asta ca să vorbim de la început de drumul acesta al investițiilor. S-au făcut investiții în infrastructură, în reabilitare rețele de apă și canal. S-a continuat în prezent cu investiții în sursele de apă. Surse de apă care după finalizarea investițiilor vor da o apă care, cred eu, nu va mai suporta reclamații, fără miros, fără gust, exact cum ați spus la început, multe reclamații au fost pe această temă. Și sigur, explicam de fiecare dată și celor care veneau în audiență și mass media, Sălajul este alimentat de o sursă de suprafață care are calitatea unei ape de suprafață. Sigur că tot procesul ăsta de tratare suportă o anumită modificare a calității în bine a apei. Investițiile, în schimb, care astăzi sunt în curs de probe, vor demonstra, dar deja apa la robinet curge cu investițiile în funcțiune, vor arăta că putem să dăm o apă foarte bună, comparabilă cu cea altor orașe care au surse, alt gen de surse. Da, se discută de mulți ani despre adopțiuni la Gilău și în alte părți. Mai sunt posibile? Sau mai este posibil o asemenea investiție? În masterplanul la care se lucrează acum și care este în etapa finală de analiză, sunt prevăzute o serie de investiții care vor finaliza ceea ce înseamnă reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, vor finaliza până la momentul la care se discută masterplanul, adică astăzi, ceea ce înseamnă extindere de rețele apă-canalizare în toate zonele pe orizontală în cele 4 orașe, și este cuprins în acest plan și conducta, vestita conductă de care vorbim de câțiva în bun de zile. Sigur că analiza finală va fi dată de cantitatea de bani pe care o putem atrage, aici intrând condiționările de cofinanțare din partea statului român. Deci, în concluzie, e prins în toate cele 4 variante ale masterplanului, una dintre ele o vom accesa. Suma de bani pe care încercăm să o accesăm e de la varianta cea mai pesimistă, de la 160 de milioane de euro la 220 de milioane de euro. Asta înseamnă că maxim 10 ani o să avem apă? Dacă nouă, să zicem. Da, sigur, asta nu înseamnă că eliminăm sursa Vârșolț. Sursa Vârșolț este o alternativă foarte bună.
chiar o a doua sursă pentru Zalău, în caz de cine știe ce catastrofe, dar este o sursă de apă foarte bună pentru comunele din jurul lacului Vârșolț. Un astăzi câte comune sunt alimentate de dumneavoastră? Noi avem astăzi preluate în gestiune 27 de sisteme de apă și 5 sisteme de canalizare. Anul acesta suntem în curs de a mai prelua 13 sisteme, se finalizează și se pun în funcțiune, deja suntem în demersuri cum Hida, de exemplu, Mirșidu și unele localități la, cum e în apropiere de Zalău, Gârceiu, Cristuru. Deci ne extindem. În final, până în 2015, în mod normal, toate comunele peste 2000 de locuitori trebuie să aibă acces la apă. Asta ca o condiție? Da, sigur, ca o condiție pe care ne-am impus-o să o respectăm în momentul în care am semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Și cu partea de canalizare? Partea de canalizare este o condiție care merge până în 2018. Până în 2015 discutăm de finalizarea investițiilor și respectarea parametrilor apei evacuate în emisari pentru localitățile de peste până la 10.000 de locuitori. Iar până în 2018 și localitățile cu peste 2.000 de locuitori vor avea acces la sisteme de canalizare. Asta înseamnă că județul Sălaj va intra în rândul lumii. Asta înseamnă că județul Sălaj, da, va intra în rândul lumii în Europa. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Scaunul Fierbinte, astăzi cu directorul sucursalei Sălaj la companiei de apă Someș, domnul Eugen Pop. În Zalău a fost mare vâlvă anul trecut și anii trecuți legat de contorizare, legat de plata facturilor către compania de apă. E acea discuție veche cu asociațiile de proprietari sau ce-or fi ei și cu modul de facturare și de contorizare. Care este situația astăzi, după ceva vreme de când ați luat acea decizie? Da. Trebuie să pornim de la ceea ce înseamnă legislația în vigoare și repet lucrul ăsta, pentru că suntem tentați tot timpul să ne asigurăm un anumit confort, să zic între ghilimele, gândindu-ne cum să evităm prevederile legale. Deci, ceea ce nu se poate. Și am, tot timpul am accentuat acest lucru. Legislația în vigoare și la toți care au fost în audiență la mine, șefi de asociații sau care n-au fost constituiți în asociații, reprezentanți de bloc, le-am oferit suportul legislativ care explică foarte clar modul de contractare a utilităților, apă, canal. Deci, legea 241, cu toate modificările și completările ulterioare, prevede foarte, foarte clar un contract pe imobil. Imobilul însemnând un bloc în cazul de față, chiar dacă sunt mai multe apartamente. Așa a fost prevăzut și din construcție și legea respectă lucrul acesta. Bun. Legea de-a lungul timpului s-a îmbunătățit tocmai ca să vină în întâmpinarea celor care locuiesc în condominii și oferă și posibilitatea de contractare individuală. Sigur, în anumite condiții. Adică fiecare să aibă contor și racord separat la limita de proprietate. Asta înseamnă că și aceste prevederi legale au fost preluate în regulamentul de organizare și funcționare al companiei, al serviciilor publice și oferă mai multe situații, mai multe posibilități de contractare individuală. Cu contor în fața blocului, câte șiracori pentru fiecare apartament, contor în, într-un spațiu adecvat pentru așa ceva pe care îl pune la dispoziție asociația. Adică, în general, se urmărește situația ca tot blocul de contoare să fie în siguranță.
Și până la contorizarea, sigur, la nivelul ușii, cum avem gazul sau... Deci toate aceste posibilități sunt prevăzute. Din păcate, foarte puține clienți de-ai noștri le-au accesat. Pot să vă spun că în Jibău, de exemplu, avem două blocuri care au accesat chiar foarte bine posibilitatea asta și au contorizat fiecare apartament în subsol și funcționează, fiecare apartament are contract, deci fără nicio problemă. În Zalău avem o singură solicitare la care lucrăm la ora actuală și spun că lucrăm pentru că noi, compania, am venit în întâmpinarea asociațiilor și clienților noștri cu scutirea, ca să spun așa, sau punerea la dispoziție a proiectului. Adică clientul nostru să-și formeze un buget cât mai mic pentru modificările care trebuiesc, sunt impuse de situațiile tehnice a fiecărui bloc. Și atunci, din discuțiile pe care le-am avut cu locatarii și cu șefii de asociații, le-am propus să acceseze aceste situații în funcție de fiecare bloc în parte și cu punerea la dispoziție, cum am spus, a proiectului și a avizelor pe care compania trebuie să le dea. Acestea, cu asta venim în întâmpinare, numai achit. În rest, depinde numai de dânsii. Și câte asociații sunt? În Zalău, deci, de exemplu. Noi, la ora actuală, din 1100 de scări de bloc, avem contracte cu 1000 de scări, la nivel de scară. Au mai rămas, acum s-au încheiat 2002 scări. La nivel de scară mai avem de încheiat contracte cu 98 de scări. Am avut foarte multe discuții cu locatare care au încheiat contractul pe scară vis-a-vis de ceilalți care nu au avut contract. Sigur că a fost o întrerupere pe perioada asta iernii din noiembrie și perioada sărbătorilor, dar discuțiile le vom relua și cu ceilalți, încercând să-i determinăm, sigur, conciliant, să-și asume această prevedere legală. Altfel ne situăm în afara legii și la un moment dat nu mai poți să furnizezi serviciu pentru că nu ai partea contractantă. Am văzut că sunt și mai mulți zăloani, cel puțin, care nu mai au astăzi apă pentru că n-au plătit. Da, avem și situații, din păcate, situații neplăcute pentru noi să închidem blocuri pentru neplată. Astăzi avem 3 blocuri închise, nu numai unul este pentru neplată, 2 sunt pentru că și-au reziliat contractul, șefii de scară au renunțat la a asuma răspunderea pentru scară, dar îs în curs de rezolvare. Se pare că preiau alții această sarcină. E o problemă de înțelegere la nivelul scării, sigur că e greu. În Zalău, de la desființarea asociațiilor de locatari anii 90, până la modificarea legii și apariția contractelor la nivel de bloc, ne-am obișnuit într-un anumit mod. Sigur că orice modificare legislativă care apare trebuie să o respectăm și mi se pare un lucru normal. Zalău este singurul din țară, din păcate, în care mai avem probleme de genul ăsta, de contractare la nivel de scară. Deci, obiecțiuni la contractarea la nivel de scară. Și bănesc că aveți și foarte multe procese pentru neplăți? Da, sunt foarte multe procese. La nivelul anului 2012, soldul de încasat era de 3.500.000, adică 35 de miliarde. Dacă faceți o socoteală, având în vedere că producția noastră lunară e la 1.700.000, deci undeva la 2 luni și un pic restanță. Procentajul de încasare este foarte bun, e la 95%. Da, avem, din păcate, problemele cu blocurile, în general, blocurile foarte mari, cu 90 de apartamente, cu 160 de apartamente, unde am încercat în cursul în ianuarie să găsim soluții, pentru că e neplăcut ca într-un bloc de 160 de apartamente să închizi apa, dar până la urmă, pe lângă faptul că e o măsură neplăcută,
compania trebuie să-și recupereze contravaloarea serviciului sau altfel facem o discriminare între cei buni platnici și cei rău platnici. Câte scări ziceați că sunt în sală? Sunt 1100 de scări, din care a mai rămas 98, la care o să începem demersurile începând cu luna martie, discuții cu locatarii, să începem să încheiem contractul, adică să finalizăm procesul de încheiere a contractului la nivel de scară. Să înseamnă că sunt 1100 de blocuri sau sunt mai puține blocuri, de fapt? Nu, ca și blocuri sunt mai puține, vorbesc de 1100 de scări. Acum, o asociație sau o persoană poate să-și asume răspunderea pentru mai multe scări. Eu am spus că sunt 1000 de scări care deja au intrat ori în asociații care existau sau și-au desemnat un reprezentant. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Scaunul Fierbinte, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. Astăzi vă reamintesc cu directorul sucursalei Sălaj, compania de apă Someș, domnul Eugen Pop. Investițiile. Observăm și mulți să-și minunează că se lucrează des, dar se lucrează un pic haotic. Ba se lucrează la apă și după aia se lucrează la electricitate, se mai sparg trotuare, străzi, se reface. Eu du-te vină foarte ciudat de mulți ani. Cum reușiți totuși să vă împăcați cu alții care fac și ei investiții? Programul nostru investițional a fost gândit începând cu 2004. Prima s-a început din momentul în care s-a creat o companie la nivel județean. Și de atunci am început o gândire pe termen mediu și lung asupra investițiilor pe care le avem de făcut în Zalău. Sigur că în colaborare cu autoritățile locale și județene s-au făcut aceste consultări și demersuri. După preluarea de către compania de apă a serviciilor și în județul Salaj, sigur, acești pași s-au accelerat. Astfel că din 2006 noi am accesat primul program de reabilitare și extinderea rețelelor de apă, Santidu, care s-a axat numai pe apă. Un program care a fost în valoare de 14 milioane de lei în toate cele 4 orașe ale județului Salaj. Rezultatele implementării programului SAMTID s-au văzut foarte repede. Foarte repede și unde s-au văzut odată în frecvența defecțiunilor pe rețele și s-au văzut în consumurile, pentru că SAMTID a presupus și o contorizare aproape 100% a clienților noștri. După programul SAMTID a urmat, sigur, prima etapă post-mediu, care a accesat și problematica apelor uzate. În etapa întâi post-mediu s-au prevăzut reabilitări de rețele de canalizare, extinderi de rețele și ultima etapă, modernizarea, reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din cele 4 orașe. La nivelul Sălajului, pentru că discutăm numai despre noi, programul este comun cu județul Cluj, pe întreaga arie de operare a companiei. Am încheiat programul de reabilitare rețele apă și canal în cele 4 orașe ca primă etapă. Suntem în curs de a finaliza programul reabilitării surselor de apă, adică a Vârșolțului și a frontelor de captare Jibou și Cehu. Și, spre bucuria noastră, în luni 25 s-a semnat și contractul cu firma care va executa reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare din orașele Șimleu, Jibou și Cehu. Contract care așteaptă să fie semnat de vreo 2 ani de zile datorită unor litigii care au fost în instanță după procedura de achiziție. Contractul în sfârșit s-a semnat și în cel mai scurt timp se vor demara lucrările, astfel că până în 2015 și cele 3 orașe vor beneficia de stații de epurare noi. Este în curs de execuție contractul cu modernizarea stației de epurare Zalău. Contractul sperăm să se finalizeze anul acesta.
și cam astea ar fi etapele prin care am trecut și cu canalizarea. Jibău, Cehu și Șimleu s-au reabilitat rețele de apă și canalizare. Urmează ceea ce am amintit, etapa a doua, 2015-2018, în care această problematică a reabilitării rețelelor în cele patru orașe va fi finalizată complet. Zonele noi apărute vor beneficia de apă și canalizare, extinderile, și sperăm să trecem, să vedem ce îmbunătățiri mai putem aduce la nivelul surselor de apă sau, cum vorbeam mai înainte, de conducta de gelă. Am văzut că sunt și comune care au introdus, de pildă, acele cișmele stradale și am înțeles că nu funcționează din diferite cauze. Da, în general sistemele la comune, spun în general pentru că au fost și excepții în funcție de sursele de finanțare, au fost prevăzute, sistemele au fost prevăzute cu cișmele stradale. În momentul în care compania a preluat sistemul, cișmelele ori au fost contorizate și apa era, contravaloarea apei era plătită de primărie, sau au fost desfințate, pentru că am introdus racord la fiecare casă. Și atunci nu mai necesita prezența cișmelei stradale, care în timp prezintă și anumite probleme la ciclurile îngheț-dezgheț. Asta înseamnă că au fost niște investiții proste ale, nu, n-au fost, ale primăriilor? Nu. V-am spus că în funcție au fost anumite surse de finanțare care au mers numai pe rețeaua principală cu cișmele și nu s-au putut investi banii în racorduri de apă. Au fost alte surse de finanțare care au venit cu tot cu racorduri. Școli fără apă mai sunt în Sălaș, cu siguranță. Din păcate mai sunt. Din păcate mai sunt. Dar sperăm că până în 2018 să putem accesa suficiente fonduri să rezolvăm și această problemă. Sigur că nu putem face nicio investiție și niciun demers decât într-o colaborare foarte, foarte strânsă cu Consiliul Județean și autoritățile locale din fiecare localitate. Școli fără apă și mai ales fără partea de canalizare. Da. Din păcate, sunt sigur că unele au fosă septică, așa zisele fose septice de la țară. Singurul lucru care îl putem face la ora actuală este să venim cu o vidanjă, să-i ajutăm pe primarii respectiv cu ce posibilități sunt la ora actuală. Radio Transilvania Zalău, scaunul fierbinte, astăzi cu domnul Eugen Pop de la compania de apă Someș. Cam cresc toate prețurile la utilități. Evident că a crescut și prețul apei. O să mai crească? Sau o să crească mult mai mult decât alte prețuri? În general, dacă ați observat, prețul apei și canalizării a crescut cu cea mai mică, să zic, sumă față de orice altceva discutăm ca preț în România. Ultima creștere de preț a fost de la 1 ianuarie. Ca să vă dau un exemplu, apa a crescut cu un ban. Problema creșterii prețului se pune la a se ajusta cu indicele inflației. Deocamdată, deci atât. Sperăm ca după finalizarea tuturor investițiilor, ceea ce se va întâmpla, cum v-am spus, până în 2015, situația prețurilor să, graficul creșterii prețurilor să fie o linie dreaptă, constantă, să nu mai fie în urcare. Și asta datorită scăderii consumurilor energetice, datorită investițiilor, scăderii cheltuielor cu întreținerea rețelelor, datorită numărului mai mic de defecțiuni. Să mergem mai departe, dacă mai aveți clienți la apă industrială sau la așa numită apă industrială. Știu că pe vremuri erau discuții cu conducta de la Jibou și cu alte lucruri. În momentul de față nu furnizăm apă industrială. Conducta de la Jibou, care alimenta zona industrială, a fost desființată, inclusiv stația, încă din 2005. Sigur, datorită
clienților puțini, scăderii activității în zona industrială și imposibilității de a mai întreține o asemenea investiție. Există premisele unei asemenea soluții de a furniza apă industrială, dar asta este pe termen mediu, chiar lung, după ce vom vedea dacă punem în funcțiune conducta de la Gelou, putem să discutăm de apă industrială adusă chiar de la Vârșolț cu o tratare minimă în zona industrială, sigur la un alt preț decât apa potabilă. Da, e o discuție pe care o purtăm cu autoritățile locale din Zalău și județene pe termenul ăsta care vi l-am spus, undeva 10-15 ani. Oricum e o afacere mare, compania de. Sunt bani mulți la mijloc. Sigur, dacă o gândim ca și o afacere, afacere care până la urmă vine în sprijinul populației, o afacere care aduce apa și canalizarea la ușa clientului și în cele mai îndepărtate colțuri și pe cele mai năstrușnice forme de relief. Da, dar compania nu face o afacere. Obiectivul principal al companiei este de a furniza o apă de calitate. Este principalul obiectiv și pe o arie cât mai extinsă, astfel încât să aibă acces tot omul la această apă și canalizare. Și un alt obiectiv este de a prelua toate apele uzate, astfel încât să reușim să păstrăm sau să ajungem la, cum tot vedem în excursiile noastre prin Europa, râurile limpezi. Tocmai ideea asta este de a prelua pe o are cât mai mare apele uzate și a le dirija spre stațiile noastre de epurare, astfel încât ceea ce se deversează în râuri să fie o apă bună. Chestiunea mai polemică, sunt unii care se plâng și astăzi că nu s-a făcut un lucru bun cu trecerea aceasta la Cluj, că ne-am predat clujenilor, că nu mai avem control asupra ceea ce se întâmplă în județ, etc. Cum comentați dumneavoastră această chestie? Sigur că există diferite opinii emise de diferite persoane sau societăți sau din diferite medii. Extinderea zonei de operare a Clujului și în Sălaj a putut duce la accesarea fondurilor de care povesteam mai înainte. A prezentat o garanție foarte mare în fața băncilor europene, care până la urmă creditează compania, pentru că din programul post-mediu a prevăzut 75% fonduri nerambursabile, restul sunt bani asigurat cu finanțări de statul român, compania de apă 12% și autoritățile locale 1,9%. Ori fără a prezenta credibilitate în fața instituțiilor financiare, n-ai fi putut să accesezi fondurile. Accesam, dar nu la nivelul ăsta, rămânând, să zicem, la nivelul public serviciului pe județul Sălaj. Deci, până la urmă, a fost o idee foarte bună și contrazic orice opinie contrară. Cu cât operatorul este mai puternic, cu atât poate face investiții mai mari, cu atât putem aduce mai repede confortul în casele clienților. Mă gândeam atunci când m-am pus această întrebare că de fapt compania de apă Someș este un exemplu de regionalizare. Cam da. Asta se va întâmpla dacă se va pune în practică aceste idei de regionalizare. Da, deci cam în zona asta vom pași, cam acolo vor duce la companii regionale și nu numai pe utilitățile apă canal, cam la orice, gaz, curent, deci cam acolo se va, cam spre acolo ne îndreptăm, spre o regionalizare și a serviciilor. Sigur că sunt din diferite surse de apă, în speță cum suntem noi. Bun, dacă te aliezi cu un partener mult mai puternic, firește că vei avea o cotă de influență mult mai mică, firește.
influența depinde ce înțelegem prin influență și ce dorim să influențăm. După cum v-am spus, obiectivul nostru și a celor din Sălaj și a celor din Cluj este de a asigura confort cât mai repede și bun în casele oamenilor, nu neapărat de a ne urmări unele obiective personale sau, să zic, politice. Bun, aproape de finalul emisiunii noastre, dacă dumneavoastră credeți că mai trebuie să spuneți ceva, să subliniați ceva, vă rog. Aș vrea să spun că ușa companiei de apă prin mine în Sălaj este deschisă. Oricine de la ora 7 până la ora 16 mă poate găsi și în afara orelor de audiențe. Am audiențe marța de la ora 1 la ora 4, dar oricând când sunt în Sălaj vin. Pentru că zic eu, trebuie o comunicare foarte bună pe problemele, cel puțin care sunt acum, de contractare a apei. Și e bine. E bine dacă cei care pun probleme sau au o reticență în a accesa contractarea la nivel individual sau chiar pe scară, să putem lămuri lucrurile. Compania vine în întâmpinare, găsim soluții, este imposibil să nu găsim soluții, astfel încât clientul să fie mulțumit. Totuși, ultima întrebare, și-o pun mult să lua, când vom avea apă fără culor? Sau fără gust? Sau fără miros de culor? Dacă observați, deja nu aveți la robinet apă fără gust de clor. Sigur că procesul de tratare a apei la noi, tehnologia de tratare, este cu sulfat de aluminiu și clor. Și nu suntem singuri în Europa care aplicăm această metodă. Dar dacă observați, acum prin implementarea noii tehnologii cu cărbune activ, gustul și mirosul a cam dispărut. Deci vă recomand, m-am recomandat și în iarnă, și a apăruse un titlu mare, directorul companiei de apă bea apă de la robinet. Într-adevăr, eu consum apă de la robinet și în gătit și pentru băut. Vă mulțumesc, domnule Pop, pentru prezența la emisiunea Scaunul Fierbinte aici la Radio Transilvania Zalău. Rămâneți pe recepție, peste câteva minute vă invit la emisiunea Rotisorul Politic.